Bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii ZF, deschiderea de astăzi, 30 iunie 2021, așadar ultima din acest prim semestru, îi putem spune un prim semestru de vis pentru investitori. Discutăm cu Claudiu Demian, analist al societății de brokeraj Goldring. Claudiu, bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc tare mult că ești alături de noi. Claudiu, hai să ne uităm în primul rând peste ședința de tranzacționare de ieri. Din păcate nu am închis la pragul de 12.000 de puncte, prag psihologic pe care l-am atins pe parcursul ședinței de ieri, dar iată că după amiază am văzut unele scăderi destul de abrupte la bursă și am închis undeva la 11.909 puncte. Cum vezi tu lucrurile din perspectiva indicilor, din perspectiva analizei? Ce ne spun cifrele pentru perioada următoare? Da, vedem indicele BET fiind în acea zonă de 12.000 de puncte și, de fapt, acest nivel aș zice că definește optimismul pe care investitorii îl au în acest moment în ceea ce privește evoluția economică actuală, dar și perspectivele viitoare. Suntem într-o perioadă în care vorbim la nivel mondial despre cea mai puternică creștere economică din ultimii 80 de ani, iar parcursul indicelui BET oarecum s-a corelat cu evoluțiile piețelor de pe extern, care de asemenea încep să atingă noi maxime. Și de exemplu, la noi, la bursă, dacă tragem linie după primele 6 luni, cum spuneam și la începutul emisiunii, 6 luni de vis pentru investitori, undeva la 26% pentru indicele BET Total Return, cel cu dividende, cu tot cu dividende, 22% pentru indicele principal BET. Toți indicii sunt pe plus, de la 26 pentru Total Return, undeva la 14% pentru cel al sectorului din energie. Cum ți se pare revenire? E o revenire cam abruptă, 23% iată pentru 22-23% pentru indicele principal după un an de pandemie. Cum vezi primul semestru? Aici m-aș uita un pic pe zona de perspective și în ceea ce privește evoluțiile viitoare a indicelor. Deocamdată nu pot spune că există semnale puternice care să afecteze continuarea trendului pozitiv din piețe. Și cu atât mai mult cu cât vorbim despre o redeschidere a economiei din ce în ce mai mare. Iar acum câteva zile chiar vedeam Credit Suisse cum declara că se așteaptă ca economia să-și accelereze creșterea începând cu a doua parte a anului. Dar cu toate acestea aș spune că raționamentul nu trebuie să lipsească din rândul investitorilor, iar fiecare decizie de investiții trebuie să fie atent analizată, pentru că niciodată nu există o siguranță în ceea ce privește evoluțiile viitoare ale pieței. Deci tu zici că acest trend ascendent va continua și în perioada următoare? Nu are motive, nu știu, de frânare? Fără anunțuri care să frâneze acest parcurs, nu. Ar trebui optimismul să se mențină, evident. Cu mici corecții din când în când, mă rămâne de văzut ce ne va rezerva viitorul. Claudiu, și acum spuneam, ultima ședință de tranzacționare din acest semestru, uite, sunt și câteva ședințe, dacă ne uităm un pic în ultimele săptămâni, câteva ședințe care trădează această intrare a investitorilor în sezonul estival, mai ales că acum urmează și luna iulie, ulterior avem rezultate pe finalul lunii. Cum vezi tu finalul verii, iar apoi cum să discutăm și despre rezultate, dar mai întâi finalul verii, mai ales acum că deja sunt și unele îngrijorări cu privire la un posibil val 4? Da, deși am ajuns la nivele maxime, să zic așa, aș spune că lunile acestea sunt mai liniștite și ne aflăm la sfârșitul unei perioade în care au fost acordate dividende de către companiile din listate pe bursa din București și, cum ai spus și tu, începem să ne uităm spre perioada de raportări aferente primului semestru al anului, care va începe la finalul lunii viitoare și
Totuși aș menționa și că dinamismul este menținut de ultimele oferte apărute în piață. Recent au avut IPO-ul TTS, în acest moment se derulează alte două oferte, mai exact cea de acțiuni a One United, respectiv cea de titluri de stat Fidelis. Și că m-ai întrebat de perspectivele privind perioada de raportări, eu zic, adică va fi un sezon al raportărilor care va avea ca și termen de comparație un T2-2020, un trimestru puternic afectat de pandemie, în care a existat un blocaj economic major și ne aducem aminte de luna aprilie 2020, în care vedeam cum petrolul se tranzacționa pe teritoriu negativ, vedeam companii de transport aerian care aveau de asemenea de suferit. Da, și ce vreau să scot în evidență este faptul că s-ar putea să vedem un T2-2021 cu multe rezultate în creștere sau surprize, tocmai datorită contextelor economice mult diferite. Și uite, te rog. Și mai vreau să fac o paranteză. Citeam un raport în care, vorbind despre piața americană, rezultatele pe T2-2021 ar putea fi cu 61% mai mari decât cele din T2-2020, care ar fi cea mai mare creștere de la un an la altul din 2009 și până în prezent. Ok, deci tot la fel, dintr-o criză în altă criză. Și uite, ai menționat și de Transport Trade Services, dar și de oferta de la One, ca un mic update, undeva la 140 de milioane de acțiuni subscrise pentru One pe tranșa pro rata, adică undeva la 296 de milioane de lei. Avem 5,4 ori suprasubscriere, așadar la fel ca la TTS, micii investitori dacă ar putea ar cumpăra toată oferta. Iar la Fidelis, din ce am adunat noi ieri, undeva la 250 de milioane de lei. Și interesant aici că fiecare tranșă are alocări în mod aproape egal, 82 de milioane de lei pe tranșa cu un an, 81 de milioane de lei în euro și 85 de milioane de lei în cealaltă, pe tot în lei. Cum s-a văzut din perspectiva voastră, că uite, s-au suprapus două oferte, una de vânzare de acțiuni și una de vânzare de titluri de stat. Cred că e pentru prima oară de la reînființarea bursei când avem astfel de oferte suprapuse. Mă gândesc aici, nu știu, pe partea de analiză, cum ai făcut față? Da, desigur, este o suprapunere. Cu toate acestea, parcă vedem un câștigător între ghilimele. Este interesant cum investitorii doresc să investească mai mult în acțiuni decât în titlurile de stat. Okay. După cum ai spus și cifrele, adică cifrele pe care le-am menționat înainte, da, rămâne de văzut. Evident, cred că toată lumea așteaptă din ce în ce mai multe companii pe bursă și așteptăm debutul One United și evident debutul a cât mai multor companii pe BVB. Claudiu, am mai văzut ieri și câteva creșteri importante pe burse, mai pe băncile europene cât și peste ocean. Din păcate la noi nu am văzut să fie transpusă această tendință pozitivă. BRD încheiat pe minus, minus 1,13%, la fel și Banca Transilvania. Am văzut că deja se vorbește de faptul că autoritățile centrale vor ridica acea recomandare de interdicție de plata dividendelor. Cum sunt lucrurile aici? Da, am avut destul de multe știri pozitive în ceea ce privește sectorul bancar, zice. Cum ai spus și tu, acum câteva zile Banca Centrală Europeană a precizat că ia în considerare ridicarea restricțiilor de acordare a dividendelor, respectiv de răscumpărare acțiunilor proprii în lunile ce urmează, și decizia fiind luată până la urmă ca urmare a situației macroeconomice actuale încurajatoare. Uh-huh. Iar mai recent decât acest anunț am văzut și rezultatele stres testului american, unde Fed a precizat că băncile se află mult peste nivelul minim de capital necesar pentru a supraviețui unei eventuale
situații economice dificile. Iar din acest moment băncile pot decide atât programele de răscumpărare de acțiuni, cât și politica de dividende. Și la scurt timp au apărut și primele anunțuri ale băncilor americane. Am văzut Morgan Stanley își dublează dividendul pe acțiune și anunță un plan de răscumpărare al acțiunilor de 12 miliarde de dolari. Bank of America crește dividendul cu 17%. Goldman Sachs plănește să-și crească dividendul cu 6% până la 2 dolari pe acțiune. Ce zici? Deci semnale pozitive. De exemplu, ne-am putea aștepta și în cazul Societe Generale, la BRD, să vedem un dividend, pentru că știu că în primăvară au venit cu un dividend, mulți analiști au spus că e dezamăgitor, nici 1% mi se pare randament. Sunt șanse, cum vezi lucrurile? Trebuie să așteptăm decizia finală a Băncii Centrale Europene, să aibă această permisiune companiile, băncile să acorde dividende și de ce nu? De ce nu pe final de an să ne putem aștepta la dividende suplimentare? Claudiu, și mai avem două aspecte de discutat. Ieri am avut două acțiuni care au atins maxime istorice fiecare. Teraplast undeva la 1,7 miliarde de lei și MedLife la undeva la 2,2 miliarde de lei capitalizare. Cum vezi aceste două acțiuni? Hai să vedem. Teraplast, avem aprobarea pentru acel dividend undeva la 15% randament, dar și acțiuni gratuite. Cum sunt perspectivele pentru compania din Bistrița? Da, au fost câteva zile de tranzacționare cu creștere importante pentru Teraplast. Oarecum surprinzătoare creșterea, având în vedere că acestea au venit ca urmare a aprobării dividendelor de către acționari și distribuirea de acțiuni gratuite. Iar Teraplast, la fel ca și în cazul MedLife, au un început de an pozitiv după ce în 2020 au livrat de asemenea rezultate foarte bune investitorilor și perspectivele se mențin bune. Am văzut declarații din partea conducerii care spuneau că în acest moment se află deasupra bugetului și reamintesc bugetul care prevede afaceri de 636 de milioane de lei, planul de companie fiind de a ajunge la o cifră de afaceri de 1 miliard și astfel să compenseze vânzarea diviziei Steel. Și uite, de exemplu, pe partea de analiză pentru aceste două companii, T2 cum arată? Bine, lăsând la o parte faptul că T2 anul trecut a fost unul de coșmar pentru aceste companii. Mă gândesc aici, de ce nu comparativ cu T1 din anul acesta? Va fi unul competitiv, zic eu. Chiar mă aștept la rezultate bune atât din partea mea de la aici, și din partea Teraplast. Am confirmat în trimestrele anterioare și consider că acest trend bun operațional pe care acestea le înregistrează poate continua și în trimestrele ce urmează. Claudiu, schimbăm un pic foaia și mergem de la acțiuni la obligațiuni. Știu că prin Golding ați postat recent pe o rețea de socializare despre obligațiuni cu discount. Investitorii nu sunt foarte familiarizați cu astfel de instrumente financiare. Mă refer aici la obligațiuni care să aibă și discount. Ce ne poți spune despre aceste obligațiuni? Pregătiți o finanțare a unei companii prin astfel de instrumente? Cum sunt lucrurile aici? Da, lansăm cât de curând o emisiune de obligațiuni corporative denominate Neuro, la care emitentul oferă un discount de emisiune de 1,5%. Acesta însă va fi ofertat exclusiv investitorilor profesionali, emitentul fiind un IFN, mai exact un IFN Fintech. Okay. Un mare avantaj al obligațiunilor cu discount este că sunt ofertate la un preț de emisiune mai mic decât valoarea nominală, ceea ce înseamnă că fie la o vânzare imediată, fie la maturitate, investitorului este returnată o sumă mai mare decât ce a investit. Claudiu, hai că nu o să mai insist foarte mult pe acest subiect, pentru că știu că tu ești pe partea de analiză, voi discuta însă cu colegii tăi, cu Dragoș Mesaro și cu Antonio Rean, că știu că sunt prezent și ne acceptă invitațiile pentru emisiune. Voi discuta mai multe pentru a intra în această finanțare, să ne dea mai multe detalii, pentru că
Și cum ți-am spus, nu mi-aduc aminte să fie avut cel puțin în ultimii ani o finanțare prin bonduri și investitorii să aibă discount. O ultimă întrebare către tine pentru, hai să mergem pe un termen mai scurt, pentru toamnă, la ce acțiuni să ne uităm, ce ne spun cifrele? Eu cred că ar trebui să plecăm tocmai de la companiile care au raportat în primul trimestru și vor raporta în trimestru 2 rezultate bune. Cred că este un bun indicator, mai ales în această perioadă în care incertitudinea nu a trecut în totalitate. Este bine să ne uităm către companii de calitate. Și să nu ne rezumăm neapărat pe o zonă de companii de tip value, nici neapărat spre o zonă de tip growth, ci să încercăm să găsim companii care să facă mixul perfect, ca să zic așa, între cele două categorii. În regulă, noi încheiem aici emisiunea ZF, deschiderea de astăzi, ultima din luna iunie, așadar putem să tragem o linie despre cum a performat bursa în primul semestru din anul care ar trebui să fie al normalității. Claudiu Demian, analist al Goldring, a fost alături de noi. Claudiu, mulțumim tare mult pentru prezență. Mulțumesc și eu. Până data viitoare, fir întins la acțiuni câștigătoare. Numai bine! Ai Alef News. Știu ce spun. Nu știm cum să vorbim cu copiii noștri despre sexualitate. Îi lasă pe copiii noștri dezarmați în fața propriilor biologii. Știu ce te interesează. Mult și prost, așa a fost catalogat PNRR. Nu avem niște indicatori de performanță. Suntem ocupați să te aplaude și o șoacă în sală. Știu cum să te fac curios. Fotomodelele de lux au fost excluse de la Victoria's Secret. Nu este o frumusețe. Ce înseamnă o femeie frumoasă? Să zicem că te 90. Califici. Știu cum să te emoționezi. Trei oameni au murit în aprilie în tirul de terapie intensivă. După 2 luni s-au găsit vinovați. Nu avem reguli. Criza de încredere în sistemul sanitar este la cote alarmante. Știu să conving. Jar mâncați. Cu ce ataci? Ține-te bine. Eu am forță așa. Minunat. Știu să câștig. Avem noi ceva de reglat. Hai, Irina! Nu putea să ne câștige așa un subiect frumos. Știu, deci știi. Abia aștept să vă ascult. Rămânem o nație de poeți. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă!